Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ne revedem la o nouă emisiune, o ediție specială. Pentru că sunt ediții speciale, chemăm și oameni speciali. Astăzi o avem invitată, o doamnă pe care eu o cunosc de foarte mult timp, de o viață pot să spun. Și este vorba de Monica Cristina Sofron. Bine ai venit în emisiunea noastră, Monica! Bine v-am găsit și mulțumesc mult de invitație, mă onorează și mă simt totuși mică pe lângă ceilalți invitați la ediția specială pe care le urmăresc cu interes. Nu ca pe grad de comparație, pentru că suntem unici fiecare și nu putem să ne comparăm între noi, pentru că dacă n-am fi unici, n-am fi atât de extraordinari și de minunați. Asta așa este. Monica, tu ești un om care trece prin foarte multe lucruri. Și, stimați prieteni, noi ne-am cunoscut într-un moment în care viața ne-a adus necazurile ei și cu necazurile mele ne-am adus împreună. Nu știu, sunt mulți ani, foarte mulți ani de atunci, nici nu vreau să mă gândesc. Pe vremea aceea, Monica avea unul dintre copiii cu probleme, care nu mai este printre noi, așa cum nu mai este nici copilul meu. Și aș vrea, Monica, pentru cei care nu te cunosc, să spui tu cine ești, să spui ce faci și cum ai ajuns să faci ceea ce faci. E și foarte greu și, să zic, poate și foarte ușor să vorbesc despre mine, pentru că, deși îmi cunosc viața, nu realizez întotdeauna ce o face diferită față de acelorlalți sau față de acelorlalte mămici. Sunt o femeie, o mamă, o soție, o fiică, ca oricare dintre toți ceilalți pe care îi cunosc din jurul meu. Doar că experiențele de viață care au trecut peste mine și prin mine unele și-au lăsat urme, au dat la un moment dat un alt sens vieții mele și o altă turnură. Am avut 3 copii. Din fericire, unul dintre copiluți, primul, s-a stins la câteva zile după ce l-am născut, datorită era prematur. Cel mare o dat bunul Dumnezeu și este ok, un băiat frumos, un adolescent, de acum adult, la 23 de ani. Să vă trăiască. Mulțumesc. Și cel micuț, cel de-al treilea, din păcate, Codrin, a avut probleme încă de la naștere și s-au amplificat la un moment dat, datorită unor intervenții medicale. Acest lucru, la momentul respectiv, n-am conștientizat și nu aveam cum să prevăd cât de mult îmi va schimba viața, nu doar viața noastră de familie și viața mea de mamă și viața mea de mamă și pentru celălalt băiat și relația care o aveam și cu soțul și cu părinții și cu locul de muncă, pentru că toate au avut un curs, să zic, poate firesc, dar în același timp tumultos. Pentru mine nu consider că am făcut nimic special decât ca mamă am încercat să găsesc soluții, să-l vindec sau să găsesc căile sau să găsesc locurile sau să găsesc medicii unde aș fi putut să ameliorez starea lui de sănătate. În primii ani am sperat că-l vindec, apoi am sperat să se amelioreze cât de cât starea de sănătate, apoi mi-am dorit să fie așa cum este, deci într-un fotoliu rulant, doar să-l am lângă mine. Din păcate, destinul a făcut că a plecat la domnul. A plecat, da. Nu știu, n-am luptat eu suficient, n-a luptat el, nu, așa a fost să fie. Atât a fost. Sunt întrebări care nici acum, după, sunt 20 de ani, deci Codrinul s-a născut în 2000, sunt 3 ani, aproape 4 de când s-a stins, sunt întrebări la care încă nu am răspuns. Nici, adică aceste întrebări cu de ce sunt foarte grele, teoretic știu sau teoretic toată lumea îmi este alături sau foarte mulți îmi sunt alături și prieteni și rudele și cei care mă cunosc. Fiecare spune că am făcut tot ce s-a putut ca să-l salvez. Pe de o parte, da, pot să spun că aproape că am făcut tot ce s-a putut, să zic, medical, financiar, fizic sau la nivelul de informații care erau la acele momente. Pe de altă parte, să zic așa, în ultimul timp, aceste întrebări de ce s-au dus în partea cealaltă, că am gândit că poate fără să vreau, din dorința de a-l vindeca, l-am chinuit prea mult ducându-l prin atâtea clinici, spitale, în țară, în străinătate, pentru că am încercat la un moment dat tot felul de intervenții, celebrele de acum și poate de acum prea uzuale, să zic, și poate fără prea mari progrese intervenții cu celule STEM.
Au fost două operații, una în Mexic, una în Germania, diferite, progrese nu au fost și a fost tot felul de încercări, să zic așa. Și chiar și de atunci, din acel timp în care îl aveam pe Codrinu, deși nu activitatea mea și profesia mea era cu totul alta, după cum știam, am lucrat în primărie ani de zile, vreo 15 ani, după aceea, având problemele cu Codrin, am început un pic să mă duc spre partea medicală. Am fost câțiva ani directorul clinicii Phoenix, clinică de remenerie imagistică medicală din Piatra, tot din dorința de a afla informații noi, erau lucruri noi. Poate acum, la momentul ăsta, tuturor ni se pare că toate informațiile astea se găsesc ușor, dar din 2000 până prin 2006 până prin 2010 nu erau chiar atât de multe informații în această zonă. Acum și terapii alternative sunt foarte multe, informațiile datorită Facebook-ului și motorilor de căutare se găsesc mult mai ușor. Atunci nu era atât de ușor și conta foarte mult orice informație, o aflai orice contact care l-aveai cu medic de specialitate, cu o clinică de specialitate. Dar după aceea am încercat să găsesc soluții în acești ani și soluțiile le-am găsit deseori colaborând sau, să zic, discutând cu părinții care se aflau în aceeași situație cu noi, pe diferite diagnostice, dar tot niște boli mai grele, mai grave, care nu aveau o rezolvare imediată. Și astfel m-am gândit, a fost o chestie instant, să înființez o asociație care i-am dat numele, poate e un pic mai lung, dar eu am vrut să fie, așa l-am simțit și așa, ca să fie sugestiv, Asociația Umanitară Codrin, ocrotiți copiii ce vor rămâne doar copii. Aceasta pentru că m-am gândit să mă focusez și să încerc să fim alături părinții care avem copii cu speranță de viață foarte mică. Și care a fost diagnosticul lui Codrin? Au fost multe diagnostice de-a lungul timpului și, sincer, chiar dacă am umblat foarte mult și chiar dacă s-a stins la 16 ani, nu au fost nici de diagnostice foarte clare. Bănuiesc că a fost o boală rară, la un moment dat s-a avut niște diagnostice așa, niște denumiri științifico-fantastice, să zic, că e singurul din țară, că e singurul din Europa, că a fost o afectare pe partea de genă. Nu știm, nu pot să mă pronunț ca să nu divaghez la un subiect care nu sunt neapărat de specialitate. Așa, am trecut prin foarte multe și este foarte ușor să te pronunți cine e de vină în această problemă, că fiind un subiect delicat acuși cu vaccinurile, nu vreau să mă bag în această direcție, pentru că din ce a fost situația la noi, consider că punctul de plecare a fost un vaccin care l-am făcut la vârsta de 4 luni și care a făcut o afectare. Dar v-am spus, sunt suficient de realistă și de, să zic, de echilibrată încât să nu vreau să găsesc vinovat sau să mă pronunț într-un domeniu în care nu sunt de specialitate. Probabil așa a fost să fie, probabil Bunul Dumnezeu mi-a dat această experiență ca să înțeleg părinții care se află în situația asemănătoare, adică cu copii în niște stadii de boală în care să nu găsească soluții medicale pentru ei și atunci nici nu pot întoarce timpul înapoi, nici nu pot să fiu foarte tranșantă în a găsi vinovați. Eu mi-am dorit întotdeauna să găsesc soluții. Singură, împreună cu părinții, împreună cu instituțiile sau depinde de la caz la caz. Și așa, deși a început de la o problemă personală, de la o experiență de viață personală, ne-am adunat din ce în ce mai mulți părinți care avem copii cu probleme. La momentul actual, în cadrul asociației, copiii cu diagnostice foarte grave și care au nevoie de tratamente și investigații și recuperare constantă pe ani de zile sunt 45. Mai avem încă 40 de copii de care ne ocupăm pe partea medicală, dar nu neapărat că nu sunt cazuri grave, dar nu mai necesită intervenție, adică reușim doar să-i ajutăm să mențină starea de sănătate și atunci pe ei ajutăm cu vitamine, cu medicamente, cu dispozitive medicale, cu recuperare în domiciliu. Adică la ei nu mai este vorba de intervenții chirurgicale, unde trebuie să niște sume foarte mari, nu mai este nevoie de tratament în străinătate sau anumite investigații sau intervenții care necesită sume foarte, foarte mari de bani. Pentru că acești 45 de copii, mare parte dintre ei au suferit intervenții chirurgicale grele, unele în premieră națională, unele în premieră europeană și au necesitat drumuri foarte multe în clinici de specialitate, intervenții chirurgicale, o parte decontate sau suportate de stat, o parte nu și atunci au trebuit să încercăm împreună să găsim soluții pentru acest lucru. Soluțiile le-am găsit
În primul rând, pentru acești copii, toți acești copii, 45, au conturi deschise în cadrul asociației, conturi umanitare personalizate, prin care părinții, împreună cu familia, rudele și prietenii, prin acea prevedere a codului fiscal, strâng acele fișe, 230, cheamă formularele, care până acum erau cu 2%, acum sunt cu 3,5%, reușim să strângem fonduri pentru ei, pentru că este soluția, să zic, cea mai simplă și cea mai... ușoară, dar nu este vorba de a cineva să facă o donație pur și simplu, fiind niște bani care sunt în impozitul către stat, îi direcționez punctual către un caz. Noi întotdeauna explicăm și celor care li se pare că sunt nu înțeleg procedura. Zic, acești bani rămân tot în sistem, se duc pe medicamente, pe recuperare, pe transport, pe vitamine, deci nu sunt niște bani care dacă i-ai luat de la stat ca și cum le-ai schimbat destinația total. Nu, doar că sunt direcționați pe niște cazuri care chiar au nevoie constant de recuperare. Câți donatori sau, mă rog, câți oameni sunt care vă ajută? Cât sunt cei care sar când aveți nevoie de ajutor în afară de fișele astea de 230? Aveți? Avem, da, avem. E un lucru îmbucurător că în ultimul timp și prin faptul că am devenit mai vizibil, Facebook-ul nu întotdeauna este considerat un lucru bun, dar să știți că este totuși un lucru bun, pentru că apostând aceste activități care le facem aceste acțiuni, lumea a început să afle de noi, au început să afle și cei care au nevoie, că avem din ce în ce mai multe cazuri, din ce în ce mai multe solicitări să ajutăm, dar în schimb au aflat și ceilalți care vor să sprijine. Și deși pățim și reversul medalei, că mulți spun că ar trebui să facem fapte bune în tăcere, să nu ne lăudăm în ghilimele, să le postăm pe Facebook, eu întotdeauna le spun că postările noastre pe Facebook, oricum sunt sincer, cred că 10% din total activitate care o avem, pentru că fizic nu mai am timp și ore în zi să mai fac și postările seara când ajung și n-am un fotograf lângă mine, ce mai apuc să fac eu cu telefonul sau cu cine merg pe teren și trebuie să selectez după aceea pozele, sunt făcute efectiv pentru acest lucru, pentru a arăta în primul rând că suntem o asociație care ceea ce spunem aceea facem. Dacă cineva a donat două pachete de biscuiți și o pungă de portocale și a vrut să ajungă la un copil, să vadă că a ajuns la acel copil. Să zic că în mine personal poate există o anumită credibilitate, lumea mă cunoaște, n-aș avea ce să fac cu atâtea, să zic, hai, hăinuțe de copii. Dar omul se simte ok, cel care donează se simte ok să vadă că gestul lui, intenția lui este finalizată și a ajuns și văd un chip fericit și văd niște copii care se bucură de ceea ce primesc. Și să știți că lumea a început să se mobilizeze din ce în ce mai mult. Avem câteva firme în piatra care ne susțin constant în funcție de activitățile care le avem. Acolo avem totuși, văd că colegul dumneavoastră a început să posteze o parte din acțiunile care le facem cu drag. Și ca firme care ne ajută cu sponsorizări sau în funcție de activități cu produse sau cu alimente, acolo sunt poziții cu copiii de la școala din Văleni. Este o școală care îmi este de suflet. Am descoperit acest grup de copii acum vreo câțiva ani, când o prietenă, Mirela Arvinte, m-a rugat să mă implic într-un proiect, să depun un proiect la primărie, pentru a face niște activități pe educație non-formală. Și de atunci, chiar dacă s-au terminat proiectele de mult, mă ocup constant de ei. Deci săptămânal, înainte de a fi perioada asta cu învățământul online, deși și acum am fost acasă, deci în fiecare săptămână se merge acasă la fiecare din acești 125 de copii când sunt în școală și le ducem produse alimentare, dulciuri, fructe, cadouri de Moș Crăciun. Deci chiar dacă Crăciun a fost în pandemie, asta nu ne-a oprit să le ducem cadouri și să le facem bucurie în continuare. Încercăm astfel să conștientizăm și familiile acestor copii să-și ducă copiii la școală. Din punctul meu de vedere, să zic așa, cel mai important acest lucru este cel care îl menționez constant, să-și spele copiii și să-i ducă la școală. Un minim să încercăm acolo unde se poate, pentru că e ușor de judecat din afară, că de ce îi sprijinim, pentru că nu merită ajutați, că de ce au făcut atâția copii, de ce părinții sunt în situația care sunt, de ce beau, de ce... E ușor de a pune întrebarea de ce. Important e fiecare să facem ceva. Nu schimbăm poate lumea, dar să știți că pentru mine este chiar o foarte mare împlinire activitatea care am în școala Văleni. Aici am avut un parteneriat cu asociația din București, asociația Tiberius. Este un băiat deosebit, care, să zic, un caz asemănător cu Ionuț Ursu. Deci este un băiat crescut într-o casă de copii, un băiat orfan, care și-a făcut propria asociație și ajută foarte mult în București. Și a venit și la noi în piatra și colaborăm de acum de anul trecut constant în acțiuni.
Ei au primit o sponsorizare în produse Caroli, sunt produse din carne, salamuri, pastram, mușchi, adică produse de o foarte bună calitate, deci chiar gama premium ne-au trimis-o acum, gama Sisi, și la care tot așa, am dus la toți 125 de copii mâncare. Am să te rog să nu mai facem reclamă, indiferent că sunt caritabile. Trecem pe la caserie și după aia ne costă mai mult. Nu am știut că această invitație și această discuție este o discuție liberă, nu mi-am făcut temele înainte, nu mi-ai spus problemă, nimic. Spun acum, de obicei nu facem reclamă la firme, chiar dacă sunt ele și cele care sponsorizează. Mulțumesc că m-ai atenționat. Spune-mi, te rog, între toate cazurile pe care tu le-ai avut și le ai, ai avut vreunul mai de suflet? Sincer. De suflet mi-e greu să aleg sincer de suflet, pentru că toți cei care eu mă implic de asta și consider că avem și reușite, avem și cazurile care sunt, să zic, ne sunt constante de ani de zile, că suntem aproape o familie, noi acești părinți. Să știți că în mare parte ne vizităm părinții, ne sfătuim, cum e cazul lui Bogdanel Horciu, cred că știți, a fost un caz al nostru pe asociație, băiatul cu dublu transplant de plămâni și de inimă, care s-a stins pe 24 decembrie. Deci, sincer, mergem acum și la pomenirile care părinții le fac. Deci, nu poți să rupi, să zic, nu e ca un serviciu, că 8 ore fac acest lucru, cazurile alea sunt acolo pe birou, niște dosare, îi ajut că așa trebuie, nu, îi ajut că așa simt, pentru că nu mă obligă nimeni nici să ajut și nici cum și nici cât și nici la ce oră. Și, deci, sincer, se creează niște legături care nu ai cum. V-am spus, mergem la zile de naștere, mergem la, din păcate, când sunt aceste evenimente triste în continuare, ori la mormântare, ori la pomenirile care sunt, păstrăm legătura cu părinții, cu familia. Nu am cum să nu pun suflet. E și un lucru bun și un lucru rău, să zic. Rău în ghilimele, în sensul că oricât aș zice, eu totuși mă consumă, rămân bucăți de suflet în fiecare caz care cel puțin se stinge și e greu. De asta, apropo de acțiunile la școala Valen, să știți că a fost un contrabalans a ceea ce fac. M-am încărcat un pic mai mult, pentru că este frustrant, așa că oricât ne-am străduit noi să găsim soluții medicale, să găsim soluții financiare pentru a ameliora starea de sănătate a copilașilor noștri, nu ține de noi, vă dați seama, ține în primul rând de progresele medicinii, ține de foarte multe. Pe când aici, în partea asta socială, în momentul în care vezi că încep să sprijin niște copii și simți rezultate, adică au fost situații în care mă duceam la școală și găseam doi copii. Deci doi copii dintr-o școală, pentru că părinții nu îi lăsau, era frig, nu aveau cu ce să îi îmbrace. În momentul în care spre ultima săptămână de școală erau 80, pentru că ei știau că oricum eu vin. Eu le-am spus că ei nu știau la ce oră vin, de obicei veneam spre sfârșit de program ca să prevenim, știți, absenteismul școlar, așa că ăsta era unul din țelurile noastre. Pentru faptul că știau că vin, pentru faptul că știau că tot timpul le duc ceva, pentru faptul că știau că tot timpul le acord atenție și sincer că iubesc, așa, poate toată lumea m-a comentat, dar cum poți să iubești? Dar chiar poți să iubesc, chiar dacă 90% sunt romi acolo, sunt copii deosebiți. Și lucrul acesta îți dă așa că ceea ce faci are o finalitate. Am spus, de suflet îmi sunt acțiunile medicale, că de asta am și început să le fac. N-am conștientizat la momentul în 2010, când am deschis asociația, că mă voi ocupa doar de asta, dar amplificându-se atât de mult cazurile, acțiunile, căile de a face rost de bani, plus că inițial asociația a pornit cu aceste deschideri de conturi pentru copii să ne ajutăm noi între noi părinții. După aceea am pus pe picioare și am deschis un serviciu de îngrijire la domiciliu din ideea de a găsi soluții financiare pentru a asigura recuperarea în domiciliu. Doar că au început să apară și cazurile de bătrâni sau cazurile de adulți cu diagnostice foarte grele, cu cancere, cu amputații, cu cangrene, cu escare. Și atunci am început și în partea aceasta să ne dezvoltăm foarte mult. Suntem unul dintre furnizorii principali de îngrijire la domiciliu pe raza județului Neamț. Este dificil și aici că finanțarea nu este pe câte sunt nevoile și cheltuielile. Și atunci eu trebuie să încep să caut soluții. Concret, ce faceți cu cei care, de exemplu, au nevoie la domiciliu de ajutor și de asistență? Noi facem aceste servicii doar prin decontare CAS, pe baza unor recomandări și a unor decizii eliberate de CAS. Deci pacienții în stadii grave,
cu anumite, sunt anumite criterii, să zic, medicale, în care sunt anumite boli care se încadrează acolo. Avem o echipă formată din medic, 5 kinetoterapeuți și 7 asistente medicale, care pe baza acestei recomandări asigură servicii medicale. Pansamente, îngrijiri răni, iescare, sondaje vezicale, clisme, îngrijire stomă, kinetoterapie. Depinde și depinde. Avem o listă aprobată cu procedurile care avem voie, din punct de vedere medical, să le facem în domiciliu. Există niște, să zic, niște restricții. Și atunci personalul medical, pe baza, v-am spus, aceste recomandări, deci nu facem la cerere, la cererea pacientului. Asta vreau să te întreb. Deci dacă cineva ar vrea să beneficieze de aceste servicii, cum trebuie să procedeze? Trebuie să ia legătura cu medicul de familie, da, sau medicul specialist, și dumnealor le completează acel formular, că în funcție de diagnostic, ai anumite, să zic, nevoi medicale. Și pe baza acestei recomandări se depune la casa de asigurări de sănătate. Procedura este un pic mai simplă acum, înainte era mai anevoioasă. Se aprobă în funcție de diagnostic, la 99% din pacienți se aprobă, pentru că medicii de familie, ei sunt cei care știu cel mai bine care este statusul bolnavului. Și atunci, pe baza acelei decizii, noi mergem în domiciliu, adică noi, asistentele medicale, merg în domiciliu și fac procedurile prescrise. Deci nu la cererea pacientului, pentru că este malpraxis și nu facem așa ceva. E bine de specificat, pentru că cei care se uită acum la televizor și văd ceea ce noi discutăm aici, să nu creadă că dacă cineva te contactează sau contactează pe cineva din fundația voastră, voi nu vreți. Nu. Deci este o altă procedură. Le prin medicul de familie. Delicat. Da, am avut situații din astea că, sincer, la mine telefonul sună și sâmbătă noaptea la ora 2. Eram eu, sincer, în spital. Sâmbătă dimineața la ora 4 m-a sunat cineva că avea nevoie la soție să-i facă o clismă și un sondaj vezical și am spus, nu suntem în primul rând serviciu de urgență, nu suntem ambulanță, nu suntem spital. Facem aceste servicii, dar în primul rând la recomandare, pentru că și într-adevăr am rugat asistenta, sunat, deci nu se putea face, chiar să vrei cum ar veni să zic așa, dar nu, deci nu e ok. Și atunci totuși suntem o echipă de profesioniști care încercăm să ajutăm, nu să greșim prin ceea ce facem, că știți cum, din dorința de a face bine, câteodată poți să greșești, mai ales în partea medicală. Și aici se pot întâmpla, să zic, anumite incidente care, să zic, îți firești ca evoluții stării bolnavului, dar nu. Deci se face doar pe baza recomandării medicului. Cât sunteți în fundație care vă ocupați? Activitatea fundației, să zic, are mai multe segmente. Are, deci, ca și parte de serviciu de îngrijire la domiciliu, dar ei se ocupă doar de partea asta, sunt o echipă. V-am spus, avem acolo un medic angajat, kinetoterapeut și asistenți medicali care sunt cu contracte de prestări servicii. Ei își desfășoară doar activitatea acolo. Pe partea asta, asociații cu celelalte activități care le face, suntem doar două persoane, eu și vicepreședinta și trei voluntari. Deci suntem o asociație foarte mică, să zic așa, în ghilimele, dar din fericire cu un suflet așa foarte mare. Și mai avem colaborări în funcție de activități. Chiar dacă, să zic așa, sunt destul de extinsă și poate părea că la un moment dat împrăștiată ca activități, sunt un gen de om destul de calculat și de organizat. Și prin faptul poate că am lucrat într-o instituție publică, știu pașii, dosarele, ce e de făcut, și atunci încerc întotdeauna prin organizare să suplinim lipsa de personal. Pentru că avem, de exemplu, câteva comune cu care colaborăm constant. În aceste comune, colaborarea reușim să o facem constantă și benefică și eficientă prin colaborarea care avem cu asistentul medical, cu asistentul social sau cu asistentul comunitar, care este o punte între asistentul medical indispensat și asistentul social, și atunci ei știind cazurile din comuna respectivă. Adică nu mergem haotic, de exemplu, avem o cerere într-o... Am avut, de exemplu, situația acum recentă într-o comună, la Bozieni. Cineva ne-a pus, că primesc mesaje, îți dai seama, pe Facebook, 50-70 de cereri de ajutor. Nu pot să plec instant undeva, pentru că v-am spus, în primul rând, suntem 5 persoane, dintre care 3 cu mașină și 2 nu, 2 salariate și 3 voluntari. Nu am cum să ajung fizic peste tot, oricât mi-aș dori, chiar dacă se supără o parte, că nu sărim noi instant asociațiile umanitare să rezolvăm toate problemele lumii. Ne-am dorit, dar nu ne putem aroga acest drept. Și... atunci am primit o solicitare să ajutăm o familie cu 5 copii care n-au haine, n-au mâncare. Zic, ok, zic, dar te rog frumos, ca să putem face o treabă cu așa, roagă frumos o asistentă socială să mă contacteze, să vedem exact despre ce este vorba. Zic, nu mă duc așa oriunde, nu neapărat că nu am timp. O facem, vedem care sunt nevoile, ce vârste au copiii, care...
Și atunci am luat legătura cu cineva din comună, soția domnului viceprimar de acolo mi-a expus cazul, zic da, dar zic, dacă tot ești soția domnului viceprimar, vorbește cu dumnealui să țin legătura cu asistenta socială, facem un acord de parteneriat, pentru că nu mi se pare ok. De exemplu, să mă duc într-o comună, trec așa prin tot satul, mă duc în fundul satului pe Românești și duc un pachet. Nu știu, mi se pare ok să mă duc la primărie, să vorbesc, să cer o anchetă socială, să cer un dosar la cazul respectiv. Nu e în măsura mea să judec dacă merită sau nu merită ajutat. Dar ca să fim eficienți și ca să reușim să facem să fim de ajutor, am avut situații în care am ajutat pe unul, pe aceea au început tot să sară, că de ce l-a ajuns numai pe ăla, că pe mine nu, ăla e bețiv, ăla a făcut copii, ăla a furat, ăla și-a dat singur foc la casă, că am mai avut niște situații. Zic, ok, o dat foc la casă că are o anumită problemă, dar ce vin are mămica cu copii să rămână în plin decembrie pe drumuri, cum ar veni. Asta zic, e foarte ușor să judecăm și nu e în măsura noastră să judecăm. Dacă putem să fim de folos, zic, hai să fim eficienți. Și atunci am rămas plăcut surprinsă că era venit domnul primar din comuna respectivă, la noi nu-l cunoșteam, nici nu știam cum îl cheamă, nici acum nu mi-aduc aminte exact la viteză cum îl cheamă, și a venit la noi, s-a prezentat și am spus, uitați, facem un parteneriat, noi, ca și asociație, după cum spuneam, activitatea noastră este mai amplă decât pare la prima vedere, dar partea cea mai vizibilă e partea asta umanitară, cu care lumea este învățată, să zic așa. Partea de îngrijire la domiciliu, deși avem acest serviciu și mai postez din când în când, nu, pentru că noi avem și niște acorduri de imagine care le avem, le facem întotdeauna pentru postările pe Facebook, nu sunt ok, plus că și situația lor medicală nu poți întotdeauna să-i expui. Sunt o parte care nu vor, noi nu le condiționăm ajutorul sau implicarea materială sau medicală prin postările pe Facebook. Sunt, v-am spus, cazuri izolate, 10%, să zic, maxim din ceea ce facem. Și atunci, dar v-am spus, este unul din lucrurile, de obicei pun pe Facebook în momentul în care cineva a sprijinit o acțiune. În partea asta, unde noi reușim să ne descurcăm, să zic, singuri, acolo nu punem spre laudă ceea ce facem, pentru că, după cum spuneam, fondurile fiind puține, trebuie să găsesc soluții. Ca să găsesc soluții, noi suntem o asociație, cred că printre puținele sau poate singurile asociații care ne autofinanțăm. Sponsorizările sunt 10% din total venituri, noi avem activitate economică, organii am acreditat ca și asociație, ca și organizăm niște cursuri de igienă, o acreditare că și aviz care le avem de la Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Organizăm aceste cursuri pe raza județului Neamț și aici am un real sprijin și parteneria cu doamna dr. Daniela Marcoș la DSP, că dumneavoastră este lector în cadrul acestei activități și aici obținem venituri cu care plătim dările la stat și cei de plătit taxe la DSP și tot, și din bănuții respectiv reușim să acoperim consumabilele medicale care ne trebuiesc pentru cazurile care le avem pe partea de îngrijire la domiciliu, că finanțarea care este de la CEASE pe baza contractului care le avem perfect legal este mică pe cât sunt nevoile lor. Plus că avem cazuri care le-am asumat. Deci noi prin Casa de Asigurări de Sănătate avem cam 20-25 de pacienți lunar, dar noi avem 60 constant. Și vă dați seama că pentru restul de 45 sau de 35 cât sunt, sau mai oricum mai apare din fiecare comună, trebuie să găsim soluții. Tot ce înseamnă consumabile medicale la scutece de unică folosință, la creme, la pansamente, la vitamine, toate sunt foarte scumpe și atunci trebuie să găsim soluții pentru ele. Și am reușit să avem colaboratori constanți și v-am spus și în comunele respective. Avem situații în care colaborăm foarte bine cu asistentele comunitare, ei au cazuri mai delicate, ele pun suflet, merg pe teren, dar n-au consumabile medicale și atunci colaborăm constant, câteodată merg și eu cu ele, câteodată se duc singure, reușim să le ajutăm foarte mult pe partea de dispozitive medicale. Au nevoie de căricioare, cadre, cârje, scaune cu vas WC, protezare auditivă, proteză de membre și... Astea de unde le procurați? Încercăm întotdeauna să obținem soluțiile, să zic, de la stat. M-am spus, cunosc foarte bine legislația, dacă nu o cunosc, mă interesează în momentul în care este un lucru nou care nu știam până atunci. Încercăm să-i ajutăm și să-i consiliem cum să-și obțină aceste facilități întâi de la stat, dacă se poate. Și noi compensăm cu, adică completăm cu diferența, pentru că la marea majoritate dintre ele mai trebuie și o diferență de bani care este considerabilă. Dar un lucru, m-am axat foarte mult pe această consiliere și sprijina obținerea acestei drepturi, pentru că cel puțin pe mediul rural sunt mai greu accesibile. Chiar să zic, dacă există bunăvoință totală din partea primăriei, nu-i, eu nu sunt în măsură să judec, nu-i în sarcina lor să facă această consiliere.
oamenii au nevoie, nu primăria e cea care trebuie să le rezolve aceste dosare. Dar am încercat să sensibilizez și colegii din primării din mediul rural și am încercat să le spun că le sunt și eu alături, să încercăm să-i ajutăm să-și depună aceste dosare, să le suplinim drumurile în oraș, cum ar veni în piatră, ceea ce pentru ei contează. Adică un părinte care are un copil care este în fotolul rulant și are nevoie de altul, că ăla, să zic, a crescut sau nu mai este bun, este foarte greu să vină, trecând acum pe perioada asta specială cu pandemia, să vină de câteva ori cu copilul în brațe sau cum ar fi să vină cu autobuzul cu el, să meargă la un specialist, să-și depună un dosar, nu înțelege exact ce hârtii se cer, nouă ni se par simple care lucrăm cu ele, dar lor când au, văd acolo o listă lungă de acte care trebuie, se lasă pe gubaș. Atunci întâi facem această parte de consiliere, care să știți că înseamnă o muncă destul de considerabilă ca timp și ca, nu neapărat ca bani, dar e vorba de timp, care și zilele noastre au tot 24 de ore, ca și a dumneavoastră și a tuturor. Atunci încercăm întotdeauna să... Și după aceea, în momentul în care ori nu se decontează dispozitivul sau nu se are cum, încercăm să găsim soluții din fondurile noastre. Dacă ne depășesc, au început să ne depășească, că din ce în ce mai multe cazuri, căutăm sponsori, punctual. Aha. Din păcate sau din fericire, cei care ne ajută ne știu, știu că noi avem întotdeauna dosar pentru fiecare caz care îl avem, justificăm întotdeauna banii primiți de la firmele respective, adică orice ordin de plată care îl facem, scriu plată, factură consumabile de la firma cutare, adică și îi trimit copia după ordinul de plată. Să fim foarte, adică am încercat să fim cât putem de transparenți pentru a vedea că ceea ce cerem și ceea ce spunem că facem, aceea facem. Din păcate, asociațiile umanitare, fundațiile, pot să spun că nu au un renume foarte bun. Toată lumea spune că spălăm niște bani, iertați-mi de expresie, dar așa se exprimă și atunci zic că cumva sincer i-aș spăla într-o ghivetă dacă i-aș avea și ar fi murdar căzut de pe jos, dar nu avem cum. Sau că îi obținem foarte ușor, că voi asociațiile, zic, da. Zic că nimeni, numai cine nu lucrează sau numai cine nu este implicat într-o asociație nu știe ce muncă titanică este în spate. Iartă-mă, este, Monica, doar că ce am auzit eu este vorba de asociațiile, de exemplu, câteva, așa se zvonește prin țară, că ar fi asociații pentru îngrijirea animalelor, care n-au făcut mare lucru pentru animale și au dus bani în alte direcții. Eu despre asta am auzit. Acum câte asociații, câte fundații sunt umanitare pentru îngrijirea oamenilor, pentru acelor cu probleme de sănătate, pentru cei care sunt nevoiași. Eu știu că am făcut și eu activitatea asta nu printr-o fundație, ci cu o fundație, cu Fundația Crizantema, ani la rând, începând cu 2002, până când n-am mai putut eu efectiv fizic să mă duc și să ridic și să car și să ajut să urc etaje și așa mai departe. Știu ce înseamnă și am făcut cu doamna doctor Hâncu, într-adevăr, lucruri extraordinare pentru oameni. Și multe cazuri au fost în Speranța, pentru că abia era la început cartierul atunci, erau doar cei care aveau probleme financiare. Însă vreau să te întreb, pentru că mi-ai aruncat la fileu la un moment dat mingea cu o familie din Bozie, nu știu dacă este vorba despre aceeași familie pe care noi am dat-o la televizor la matinal la Cătălin. Era vorba de o familie cu nu știu câți copii, 5 sau nu știu, parcă așa, în care stăteau într-o cameră toți, ceva ce nu se putea explica ce este acolo. O persoană, o cunoștință de-a mea, lucra la o firmă de catering și trecând pe acolo a văzut copiii în toamnă, aproape spre iarnă, dacă nu mă înșel, desculți, în curte, plini de noroi și așa mai departe. A intrat înăuntru, a văzut ce este acolo, unul din copii, cel mai mic, nu era botezat. Familia respectivă a luat hotărârea să-i boteze acel copil și ne-a dat și niște filmulețe, mi-a trimis filmulețele cu ce era acolo și cu... M-am îngrozit și eu, noi am dat pe post lucrul acesta, nu știu dacă s-au luat sau nu s-au luat măsuri, eu întreb următorul lucru, pentru că nu mai sunt de mult în
sistemul ăsta de a merge și de a ajuta oamenii direct, așa cum o faci tu, mă întreb dacă în situații de genul, cum este acest caz al acestei familii, părinții ambii, din câte am înțeles, erau consumatori de alcool, dacă se poate într-o primărie a unui sat, comune, ce este acolo, familia, în familia respectivă, în ce localitate este, dacă este posibil ca să nu știe. Pentru că eu zic așa, dacă nu știe primăria, trebuie să știe preotul satului. Dacă nu știe preotul, automat știe medicul de acolo, de undeva, din jur împrejur, pentru că copiii ăia se nasc undeva, nu se nasc în drum. Mă întreb, Monica, este posibil ca să fie, că știu că sunt foarte multe cazuri, dar chiar nu se poate face nimic pentru aceste familii în așa fel încât minimum să fie asigurat traiul, curățenia acelei familii, acelor copii, pentru că până la urmă copiii din ziua de astăzi sunt viitorul țării noastre. Și dacă ne uităm la situațiile care sunt, și să mă ierte Dumnezeu, dar sunt foarte multe cazuri de genul ăsta, eu vreau să întreb și cu ocazia asta să întreb și pe cei care sunt astea, în măsură, statul ăsta, ce face pentru aceste familii? E o problemă tare delicată, Gina, și bine, nu e de competența mea să răspund la toate întrebările, eu spun ce am văzut din experiența mea. Da, este o problemă delicată din multe puncte de vedere. Acum, eu nu găsesc o scuză primăriilor, dar lucrând în sistem, știi prea bine, am lucrat 15 ani în primărie, cunosc și până unde pot ei să intervină în familie, cum ar veni. Am avut situații în care postasem un caz și tot așa cineva a spus că ce face asistenta socială, de ce nu ia copiii din familie. Păi da, nu prea poți iei, apropo, știi prea bine legislația, că copilul nu le iei din familie, chiar când vezi niște cazuri astea, că nu se îngrijesc, că părinții sunt bețivi, e foarte greu să decazi un politic de drepturile părintești. Politica Uniunii Europene este să desfințeze leagănele sau cămile de copii să fie în plasamente familiale. Deci problema este o problemă amplă de politică, de asistență socială, adică nu, dar v-am spus, să nu discutăm în mare, pentru că este, v-am spus, e o tară la nivelul întregii țări, nu numai la noi, dar punctual, de sincer, din experiența mea și din primărie și din asociație și din colaborarea care o am cu cele, cred că sunt 5 comune, deci comune cu care colaborăm constant sunt Bodeștiu, Dragomireștiu, Gârcina, Tarcău, Români, Păstrăveniu. Deci consider întotdeauna că soluțiile și căile de a ajuta acest gen de familii este, să știți că și implicarea personală. Nu neapărat că nu-și fac treaba, să zicem în ghilimele, ca să dăm vina pe sistem. Ei au anumită, să zic, asistentul social are anumită sarcină, să facă niște anchete. Dar eu consider că cel mai deschiși sunt, sau cei mai, nu neapărat lăudați, apreciați, sunt cei care caută soluții în exterior, cum ne caută pe noi ca așa ONG-uri. Pentru că noi putem avea la un moment dat, nu neapărat pârghii sau resursele financiare, găsim căile de a armoniza, de a ține legătura între asistentul medical, între asistentul social, între asistentul comunitar, între firma de dispozitive medicale, între firme de construcții, între persoanele care vor să doneze. Am avut situații în care, să știți, că nu au vrut să doneze într-o comunitate, că nu vor să treacă pe la primărie, că în ghilimele spus că primarii își făceau campanie electorală cu acțiunile noastre. Sunt multe probleme, gena, și chiar sunt de discutat, și de ce, pentru că numai că discuțiile sunt ample, nu știu cât timp este alocat unei emisiuni, au fost situații în care și eu și, de exemplu, o asociație cu care eu colaborez foarte bine și constant de ani de zile, după cum știi, este Carmen Suciu de la Asociația Născută Înger. Sincer, au fost situații în care, nu mai știu în care an, nu cred că am trecut celălalt an, că pe anul trecut n-am apucat să gândim niciuna câte activități am avut, împreună, noi două ca asociații, să zic și noi două ca președinte de asociație și cu câteva comune, am reușit să ajutăm 10 familii la care le-au ars casele să se pună pe picioare cu tot ce trebuie fără niciun leu. Eu consider că asta este cel mai important lucru, implicarea. Pentru că dacă a fost disponibilitate și din partea primăriei, a fost și din partea noastră, nu a fost simplu, dar să știi că se poate lucrul acesta. Primăria nu era obligată, adică ar fi fost mult mai greu să dea un ajutor de urgență pentru toate cele 10 case și nu au cum, nu au bugetul necesar pentru tot. Și una a fost să fie deschiși, să accepte ajutorul, au fost situații în care să știi că ne-a fost refuzat ajutorul, a fost interpretat sau ni s-au pus anumite condiții. Eu nu am o condiție nici de culoarea politică, nici de etnie, nici de culoare,
de nimic, nici de absolut nimic. Consider că dacă vrem să facem un bine, îl facem. Nu comentăm, dar hai să-l facem organizat. Și chiar dacă v-am spus, primarii, nu era obligat primarul, de exemplu, să ne dea mașina lui propriu și personal să aduce mobilierul. Este foarte ușor de stat în fața tabletei, laptopului și telefonului să fim judecați. Sincer, am cam obosit și cred că toate asociațiile de gen avem aceeași problemă, cum ne judecă cei din jur. A, că ce faceți, nu-i bine, trecem peste asta. Ideea este în momentul în care primarul s-a implicat personal, am avut nevoie de transport. Sincer, ca să plătesc o mașină de la piață să-mi ducă niște mobilier la Bodești sau la Dragomirești, e un cost. Plus că trebuie să găsești doi oameni, doi bărbați care să te ajute la cărat acel mobilier. Nu îi găsești nici contracost. Adică am fost situații în care vreau să dau 100 de lei, de exemplu, câte 100 de lei la fiecare persoană să cobor mobilă sau mașină de spălat sau frigider de la etaj. Nu găseam. Efectiv, nu găseam. Toată lumea se plânge că nu are bani, nimeni nu vrea să muncească pe de altă parte. Uh-huh. Mulți spuneau că de ce nu vin familii respective care au nevoie să-și ia singur. Păi stai, omule, că ăla nu are camion, nu are mașină, poate nu are căruță, poate e o femeie cu 4 copii, cine să vină să care mobilă? Că spuneam, dar trecând peste faptul că mulți așteaptă lua din casă, adică vor să facă o faptă bună, un pic comod, să zicem, că spun că e ok dacă ai vrea să faci o faptă bună, hai să o facem până la capăt, ar conta mult să ne ajute ei, dar trecem peste asta. În momentul în care primarul sau primăria s-a implicat și a pus la dispoziție ori mașina primăriei, ori mașina personală, a trimis doi oameni de la ajutor social, a ajutat, au găsit un spațiu de depozitare până, de exemplu, până s-a apucat, dacă casa a ars, până a făcut un pic de curățenie în casă, le-a găsit o locuință provizorie, s-a făcut un pic de curat, am dus de la canapea, covor, lingură, furculiță, orice. Se poate, dar v-am spus, consider că soluția este implicarea personală. Ei, ca și v-am spus, ei ca și legislație, ei ca și atribuții de servici, nu aveau lucrul ăsta. Să vină cu mașina. Sau nu scria, deci la odică era o chestie în plus să vină cu mașina. Am avut situații în care am vrut să facem excursii pentru copii și vorbisem cu directoarele de școală să ne dea microbuzele școlare. Nu am știut la acel moment, după ce am aflat, că mașina respectivă, ca să iasă de pe teritoriul comun, îi trebuie niște hârtii, niște aprobări de pe la inspectoratul școlar, adică am vrut să facem o faptă bună și era să o amendă de 4.000 de lei de la poliție, că nu avea voie să iasă, că nu avea nu știu ce hârtie. Ei, ideea este să știi întotdeauna foarte bine și la un moment dat nu te lasă legislația. Poți face pe lângă. Nu sunt niște artificii, niște fapte bune, niște acțiuni care sunt în folosul comunității. Și v-am spus, sunt situații în care în familia acestea încerci. Numai că au și eu un anumit nivel de cultură, de civilizație. Nu cred că sunt cazuri în care chiar nu știe primarul sau primăria să preotul. Doar că lumea renunță foarte ușor. Una din calitățile mele este că eu nu renunț sau că nu judec sau că nu generalizez. Pentru că au fost situații în care și noi am fost dezamăgiți. Ori de ajutorul dat, ori de colaborarea care am avut, v-am spus, ori cu instituțiile statului, ori chiar cu familiile ajutate. Sunt o parte care devin un pic, să zic, insistenți, ca să nu zic nesimțit și încep să ceară constant. Mai este o problemă care am observat-o și care am să discut cu ceilalți președinți de asociație. Sunt anumite familii și persoane care, să zic, sunt mai îndrăznețe, care ne contactează pe toți, că ei cam văd că n-au bani, mâncare și nu știu ce, dar telefoane și Facebook au cam toți. Profită de acest lucru. Și am zis că ok, dar sunt atâția care au nevoie de ajutor. Hai să încercăm totuși să, adică în momentul aveți care... o bază de date în care să-i introduceți pe toți, da, și toți să aveți o bază acces... de date comună, asta e ideea. Da. Problema este că toți în asociație suntem puțin ca personal, adică de obicei câte o persoană, două și restul sunt voluntari. E prea și e destul de greu de făcut, dar o să reușim să facem și acest lucru. De asta zic, din cauza acestor cazuri, nu înseamnă că trebuie să ne oprim. Este adevărat ceea ce ai spus, sunt aceste situații. Sau poate sunt într-adevăr și primării care nu se implică. Dar v-am spus, n-au pârghile, n-au omul potrivit la locul potrivit. Consider că este esențial rolul asistentului social. El este cel care trebuie să știe cel mai bine activitatea. Pentru că e ușor, apropo, că când sunt perioade înainte sau după perioadele de alegeri sau de campanie, să dai vina pe primar. N-are nici primarul fizic cum să știe tot ce se întâmplă o comună. Deși dacă locuiești acolo, cam știi. Că nu, comunitățile sunt, să zic, 400 de familii. Înveți, că nici știm noi în Piatra Neamț să... vizual care cam suntem. Și asta zic, dar nu atât instituția contează de unde ești, contează să vrei să colaborezi, să lași orgolii deoparte, să zic că am făcut eu, că o făcut ăla, că o făcut ăla, că e ușor de, v-am spus, noi avem experiențe și plăcute și neplăcute, dar întotdeauna ne-am, ca să putem merge mai departe, ne-am încărcat cu alea plăcute și celelalte neplăcute din experiențele care le-am avut, am învățat. Adică din ce s-a întâmplat și din ce nu a mers. Zic, de ce nu a mers? De ce n-am putut să ajutăm aici? Uite, trebuia să iau legătura și cu preotul, că ar fi aflat sau ne-ar fi ajutat. Sau este o perioadă altfel. Și atunci să știți că
colaborarea între aceste, într-adevăr, între biserică, primărie, medic, dispensar și ONG este vitală. În momentul în care nu are soluție, contează foarte mult, decât să lase deoparte problema, mai bine să ceară ajutor. Poate nu-l găsește în secunda 2. Nici noi nu ne putem angaja sau nu putem garanta că găsim soluții la toate problemele. Dar împreună putem. Altfel când îți doi, cum se spune, puterea crește, altfel îți două minți la un loc, găsește alte contacte, alte soluții. Poate el ca primărie nu poate să obțină sponsorizări, că nu are cum legal, nu are cum să primească sponsorizări primăria pentru cazul respectiv. Cei care vor, de exemplu, să trimită bani, sunt o parte care nu vor să dea direct familie, că părinții sunt bețivi. Eu, de exemplu, prin asociație, am un lucru de la care nu m-am abătut niciodată, nu dau bani. Prefer să ne complicăm, să zic, existența și cumpărăm produse. E nevoie de lemne, de bolțari, de cărămidă, de uși, dacă avem bani lichizi, dacă nu sunt ajutoare, de ghiozdane cu rechizite. Nu, pentru că am avut experiențe în care banii nu au folosit pentru ceea ce au cerut. Și atunci nu. Ai nevoie de, așa, v-am spus, e mai greu, trebuie transportate, trebuie cumpărate, este timp, dar atunci știm că ajutorul nostru este exact cel scontat, rezultatul final. Dacă nu le vinde și pe alea. Știu, avem și de asta, dar v-am spus, din cauza asta nu putem să renunțăm. Sunt experiențe și așa sunt de ambele părți. Depinde acum unii mai mari balanță. Au fost și așa. V-am spus, nu sunt eu în măsură de care merită sau care nu merită ajutat. Dar în momentul în care le dai, știi cum se spune, decât să le dai peștele, mai bine dai undița să prindă peștele, să-l și implici în a face ceva acolo, în a-și zidi casa, în a-și repara ceva, adică să fie efectiv omul pus la treabă. După sunt situații în care se poate acest lucru, sunt situații în care nu se poate. Am avut un exemplu și este foarte de suflet activitatea care o am și colaborarea care o am cu primarul Marin Barna de la Bodești. Apropo că a avut un incendiu, știți ce mi-a plăcut? Au găsit o casă care nu era într-o stare foarte ok. A rugat niște persoane de au făcut. Apropo că și-au mobilizat oamenii din jur care au ajutat acolo, deci de-au făcut un pic de curățenie, așa cum s-au putut, dat cumva, reparat o ușă, un geam, până și-au început acum să construiască într-adevăr. Noi le-am deschis și un cont, strângem bani pentru casa respectivă, de fapt pentru familia respectivă să-și pornească o nouă casă, dar până că durează 2-3 luni, oricât ar fi de mic o cameră și o bucătărioare, tot necesită. Și chiar dacă și primăria a pus la dispoziție prin hotărâri de Consiliul Local o anumită sumă de bani pentru materiale, i-am sprijinit, tot e nevoie. S-au implicat. Se poate. Deci noi ar trebui din exemplele pozitive să le urmăm. Exemplele negative s-ar putea să fie mai multe, dar nu trebuie să ne descurajezi. După părerea mea, pentru că mai avem doar 5 minute din această emisiune, după părerea mea, cred că fiecare primărie ar trebui să-și facă un grup de voluntari cu care să poată să lucreze mai departe. De ce spun? Nu neapărat de voluntari, dar sunt foarte mulți care primesc asistență socială. Adică primesc bănuțul de la stat, dar ar putea să mai facă, pe dacă tot îl scoate în stradă să măture, măcar să ajute și pe altcineva care este cu problemă într-o situație de genul ăsta. Zic eu că am văzut în România că se poate. În anumite locuri din țara asta s-a putut face și se poate. Dacă se poate acolo, se poate și la noi. Știți ce? Nu-i, deci există chestiile astea, numai că nu sunt mediatizate. Din păcate, după cum spuneam, nu prea reușesc să mă uit foarte mult la televizor pentru că ziua mea are 12, aia de teren are 12 ore. Și ideea este, nu neapărat activitatea asociației Codin sau asociației. Ar trebui, deși nu sunt subiecte de interes, poate nu au rating cum ar veni, ar trebui mediatizate și aceste colaborări. Discuția noastră a început din micul, nici n-am apucat să o terminăm toată, să aibă început, cuprins și încheiere, pentru că activitatea, v-am spus, chiar dacă noi suntem două persoane în asociație, chiar dacă avem doar 3 voluntari, trecând peste segmentul de îngrijire la domiciliu, că să zic că ăla este separat, se poate face și cu resurse puține și cu oameni puțini dacă există implicare. Trebuie scoase în evidență aceste activități, aceste colaborări. Trebuie scoase în evidență că fără niciun leu, Gina, fără niciun leu să reușești la 10 familii să le faci casă, nu-i puțin lucru. Corect. Și acolo a fost mobilizarea, nu doar a mea, a fost mobilizarea asociației noastre, asociația Născută Înger, bisericii, primăriei și oamenilor de suflet, mulți cunoscuți, mulți necunoscuți. Aceste lucruri sunt vitale și eu consider că asta ne poate scoate din orice impas.
implicarea și colaborarea. Lăsând orgolii deoparte, lăsând comentarii că de ce e așa, de ce e așa, e ușor de judecat. Și deseori cei care judecă, în ghilimele, au și dreptate. Dacă, de ce au făcut 11 copii, că nu merită ajutați. Nu, nu judecăm, nu e cazul, nu avem noi voie să facem lucrul ăsta. Dacă putem să ajutăm, ajutăm. Dar atenție la ce fel de ajutor dăm, pentru că din câte, și mai acum fac o paranteză mică, o familie care a ajutat și a pus casa la dispoziție unui ONG cu condiția să aibă grijă de casă, după nicio lună de zile a găsit dezastru. Da. Și vreau să spun că de-aia zic, fraților, aveți grijă pe cine ajutați și cum. Dacă merită, întâi studiați cazul și vedeți dacă merită să fie. Așa este. Aici nu mai poți să spui că nu judeci, pentru că în momentul în care te bag în casă, îți dau tot ce trebuie, tu îți bați joc, atunci înseamnă că nu meriți ajutor. Așa este. Dar n-ai de unde să știi până la, adică la următorul caz, eu nu-l refuz. Corect. Corect. Adică nu refuz un următor caz dacă am pățit o experiență negativă. Eu am verific mai bine. Învăț din greșeală. Aia spun. Draga mea, îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit în emisiune și poate vom mai discuta. Dacă ai lucruri minunate de povestit, cu fotografii, cu imagini, te așteptăm să mai vii în emisiunea noastră. Pentru telespectatori, unde puteți fi găsiți? Avem sediu pe strada Cuza Vodă numărul 1, este în centru, cumva în spatele farmaciei Popârlan, între cinema. Nu mai facem reclamă la nicio farmacie. Deci strada veche undeva. Da, așa. Da. Bun, Fundația Codrin și pe Facebook cum te găsește? Pe Asociația Umanitară Codrin sau pe numele meu, că postările le fac pe Monica Sofron. Monica Sofron. Mulțumim, Monica, pentru că ai venit eu la noi în emisiune. Eu mulțumesc și scuze că activitățile noastre sunt multe și nu le putem concentra. Știu asta și slavă Domnului că aveți putere să faceți. Doamne ajută în tot și toate și să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să le faceți. Noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă spunem doar atât, că dacă vreți să ajutați, puteți să o faceți oricum și oricând. Nu este nevoie neapărat să apelați la o asociație sau nu, dar în schimb puteți să îi ajutat și pe ei, pentru că la rândul lor ei ajută semenii noștri. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, vă dorim să aveți parte de zile bune, sănătate și cu Dumnezeu, cu iubire înainte. Rămâneți cu postul nostru de televiziune. La revedere!